Ziua de 8 noiembrie are o semnificație aparte pentru jandarmeria română, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril fiind patronii spirituale acestea. Evenimentul a fost marcat și de jandarmeria Giurgiu la sediul unității, fiind susținută o slujbă religioasă. Vreau să profit această ocazie pentru a aduce urări de sănătate, de bine, un călduros la mulți ani tuturor giurgiuvenilor, care sărbătoresc astăzi ziua onomastică. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic dăruiește. Sărbătoarea religioasă are conotații deosebite pentru toți jandarmii români care asigură respectarea legilor, la fel cum arhanghelii Mihail și Gavril luptă în oastea cerească pentru respectarea poruncilor lui Dumnezeu.